Ale uite de exemplu domnul Treistariu. Sunteți pregătiți să aflați despre problemele financiare ale domnului Treistariu? Zice în felul următor: Mihai Treistariu este disperat. Trăiesc ca un amărât. Vai de capul meu. Hai să vedem. Deci există și oameni care mă, pur și simplu au probleme financiare. Mihai Trăstariu disperat, tresc ca un amărât, vai de capul meu, mi-am vândut apartamentul. Bă, bine că l-avea, bine că a avut ce să vândă. Aș, acum, hai să vedem totuși, totuși, hai să vedem de ce e situația disperată, zice. Eu am rate la bancă. Mi-am cumpărat o clădire. Înainte de, o clădire. Înainte de pandemie, în 2019. Am o școală de muzică de șapte ani, pe clădire am dat 5 miliarde cu împrumut la bancă, am avut rate de 200 de milioane pe lună. Atunci îmi mergea bine și am crezut că pot să-i duc. După 4-5 luni a venit pandemia și m-a blocat total. Mi-am vândut apartamentul în care am locuit 20 de ani în Constanța, mi-a fost foarte greu. A trebuit să dau din rate ca să nu pățesc ceva. Dar aveam un, atenție, dar aveam un teren la malul mării. Deci a vândut un apartament ca să achite din ratele la clădire. Partea bună este că mai avea un teren. Atenție. Mi-a fost foarte greu, a trebuit să dau din rate ca să nu pățesc ceva, dar aveam un teren la malul mării, l-am schimbat pe șapte apartamente în Mamaia Nord. Cum? L-am schimbat pe șapte... Șa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. șapte. 7 apartamente în Mamaia Nord. L-am schimbat pe șapte apartamente în Mamaia Nord și m-am pricopsit cu șapte apartamente în Mamaia Nord care, culme exact în aprilie, erau gata. Le-am mobilat, cu tot, le mobilat tot cu împrumut în bancă, am mai luat un miliard de lei să le mobilez. Și acum eu fac vara bani 3 luni din turism. Așa am făcut și vara asta, am făcut un miliard de lei, deci ar fi 20.000 de euro, i-am împărțit pe luni, îi țin în bancă efectiv să nu trec de 10.000 de lei pe lună. Mai am și 7.000 de lei lunar la bancă, că mi-a rămas rată. Și 3.000 de ron îmi rămân de cheltuială. Nu faci nimic cu ei, de-abia ajungi să plătești facturile. Haine nu mai cumpăr deloc, trăiesc ca un amărât. Eu trăiesc cu 3.000 de lei pe lună la ora asta, ca un amărât. Vai de capul meu, că banii îi dau la rată. Pe bune, mi se pare groaznic. Deci, ca să ne înțelegem, totuși, un pic. Domnul Trăistariu ne spune că trăiește ca un amărât, el având șapte apartamente la malul mării. că poate n-am înțeles eu. N-ați înțeles același lucru? Deci, ne-a spus că trăiește ca un amărât, având șapte apartamente la malul mării, cu care produce bani că le închiriază trei luni pe cât este sezonul estival, corect? Dar de ce nu vinde de în alea șapte? Adică, nu. Adică, nu știu, ce trebuie să fac eu, cititor, să-ți Băi, săracul. Deci, are o clădire. La care, mă rog, plătește rate și mai are șapte apartamente. Și uite te tu, săracul de el. Uh, pe bune? Am înțeles bine? Bă, în regie. A fost atent sau nu? Vă uitați pe Etno. Deci, zice... Eu trăiesc cu 3000 de lei pe lună la ora asta, ca un mără, vai de capul meu, că banii îi dau la rată. Pe bune, mi se pare groaznic. Dacă apare un eveniment, ceea ce e foarte rar, pentru că nu sunt evenimente acum, sunt foarte rare. În vară am avut ceva evenimente, terase, spectacole, dar cu bani puțin. Patronii ziceau că nu au nici jumătate, nici un sfert. Uh, și atunci, anii ăștia pentru mine sunt groaznici, înfiorători. N-am mai trăit așa ceva. Bun. Uh, deci e foarte rău ce ne spune. Eu mi-aduc aminte de Messi, care ne-a spus cât de rău s-a chinuit când a plecat de la Barcelona la Paris. Și a trebuit să stea cu copiii în centrul Parisului, într-un hotel de 5 stele. Copiii pur și simplu nu mai suportau. Nu mai suportau. Ce a fost ceva îngrozitor. Deci, omul, încă o dată, are o clădire, mă rog, la care plătește rate, dar mai are șapte apartamente. Da. Aha. Și e, viața e îngrozitoare. Da. Hei, bun. Dacă e nevoie să spună că noi ăștia care nu avem. Niciun apartament, dar 7 șapte, putea... Hai să trecem mai departe, zic în superba emisiune. Jesus! Ok!